Dragi prieteni, suntem la Steaua Apelor, lângă Tulcea, în rezervația naturală a Deltei Dunării. Am în față o porție de drop de pește pe care o să vedeți imediat cum l-am făcut și mă pregătesc să degust această specialitate găsită aici, în Delta. Până când vom face incursiunea noastră culinară, să vă povestesc despre acest loc absolut minunat și mă refer la Delta Dunării și la oamenii gospodari care aici au început să investească. Există pensiuni, există hoteluri care răspund cerințelor tuturor, pentru că avem de-a face și cu 5 stele, avem și cu tradiție. Din punct de vedere culinar, regăsim rețetele pe care poate mulți dintre noi nu le știam, însă savoarea peștelui de Dunăre este regăsită din plin în Delta. Rămâneți alături de mincinoșii, o să avem cel puțin 3 episoade din Delta Dunării, o zonă mirifică, o zonă superbă, pe care o să o descoperim alături de dumneavoastră și alături de vinuri de măcin. Salut, prieteni! Suntem în Delta, mai bine zis, suntem la Nufărul, la Steaua Apelor. Cu această ocazie, pentru că sărbătorim 1 mai muncitoresc, am zis să fac un lucru pe care nu l-am mai făcut la emisiune. Voi găti eu. Până acum mergeam în fel de fel de locuri, descopeream și eu alături de dumneavoastră rețete pe bază de pește, evident, pentru că suntem la emisiune de pescuit. Numai că de data asta am zis să vă gătesc eu. 1 mai a picat anul acesta undeva în zona Paștelui, care s-a sărbătorit atât Paștele Catolic cât și cel Ortodox în aceeași dată. Ca atare, pentru că nu suntem foarte departe de sărbătoarea pascală, am zis să mâncăm un drob. Dar nu facem drob de miel, facem drob de pește ca la Steaua Apelor. Am în bucătărie, pe masă, tot ceea ce este nevoie pentru această rețetă. Adică pește dezosat. Și vă vând un pont, cea mai bună rețetă ca să dezosați un pește, mai ales dacă aveți nevoie de carne pentru a o toca, este mai întâi să-l fierbeți. Cade carnea de pe oase, imediat îl dezosați cât ai zice pește. După care, la 2 kg, 2,5 kg de carne de pește, ne trebuie 5 ouă, ne trebuie cam jumătate de kilogram de ciuperci, o țelină mai mare, prefiartă, adică fiartă puțin și rasă, 2 morcovi, 2 cartofi medii spre mari, ceapă, usturoi, cam 350-400 de grame de cașcaval, dacă puneți jumătate de kilogram nu este niciun fel de greșeală, piper, niște busuioc și oregano și mai e nevoie de pesmet în momentul în care o să punem tot amestecul nostru în tava pe care va merge la cuptor. Evident, pentru că peștele merge cu vin, el trebuie să înoate. Avem un vin alb, un vin demisec, este vorba de 3 brațe, un cupaj din fetească regală, fetească albă și tămâiasă românească. Este un vin foarte, foarte aromat, care va da peștelui nostru o aromă deosebită. Bun.
Să începem să ne facem rețeta de astăzi. Tocăm ciupercile. Eu țin tot timpul, inclusiv picioarele. Nu trebuie să tăiem foarte mici ciupercile, pentru că oricum tot ceea ce amestecăm noi astăzi va merge mașina de tocat. Usturoi. Iar la usturoi vă vând un pont. Nu-l tocați foarte mărunt cu cuțitul, puneți latul lamei și mai întâi presați-l, pentru că așa iese toată aroma din usturoi și de fapt de asta avem noi nevoie. Pasul 2, ne-am schimbat locul lângă aragaz, punem un pic de ulei, după care ceapa albă cu usturoiul și cu ceapa verde. Sare și piper. Sunt două metode de a trage ceapa la tigaie, chiar dacă poate multă lume nu știe treaba asta. Dacă nu punem sare, legumele se călesc numai în ulei, pentru că nu se lasă niciun fel de zeamă. În momentul în care adăugăm sare peste ceapă, se extrage practic apa din ceapă și legumele se năbușe mai mult decât se călesc. Deci asta este în funcție de cum stați cu bila, cum stați cu ficatul, cu stomacul. Dacă vreți călite numai în ulei, nu puneți sare la început. Mie îmi place să fie un pic înăbușite și ca atare le pun și sare. Mai mult decât atât, am să pun și busuiocul și cu coriandru. Adaug și ciupercile. Și pentru că totuși vorbim despre o mâncare ușoară, nu trebuie să ne pice greu la stomac, pentru că e vorba de pește. După ce l-am lăsat, să zicem, un minut, două minute, numai cu ulei, voi stinge tot acest amestec cu puțin vin. Totdeauna gătesc cu vin, niciodată nu gătesc cu apă. Și vă mai vând un pont, folosiți tot tipul vin de calitate la mâncare, pentru că este păcat să aveți o mâncare bună, o mâncare scumpă, pe care să o stricați cu vin prost. Vinul face parte din arta gătitului și dacă tot gătiți și puneți vin, puneți vin de calitate. Chiar dacă vi se rupe inima că e puțin mai scump, să nu gândiți niciodată că stricați vinul pe mâncare, din contră, adăugați mâncării o savoare extraordinară. Nu vreau să-mi scadă foarte mult această mini-tocăniță, pentru că am nevoie de zeama respectivă, care este o zeamă superbă, cu vin și cu ce a rămas din uleiul de floarea soarelui, cu ceapă și cu usturoi, ca să înnobilez carnea de pește. Amestecul este aproape fiert. Să nu uităm că după ce facem tot drobul nostru, el merge la cuptor, deci practic nu trebuie să-l terminăm în tigaie. Îi dăm o scurtă flacără și la morcov. V-am spus că morcovul și cuțelina sunt prefierte, adică sunt fierte puțin. Le omogenizăm în tigaie. Iată că cuțelina și cu morcovul ne-au luat zeama din tigaie. Ca atare o să mai punem un pic de vin. Și nu vă speriați că pun vin în mâncare, pentru că prin fierbere alcoolul se evaporă și rămâne numai aroma. Deci puteți să dați fără niciun fel de problemă, cu cea mai mare încredere, acest fel de mâncare copiilor. Și în general, toate mâncărurile care au în componența lor un pic de vin. O să luăm de pe foc, o să lăsăm un pic să se răcească, pentru că acest amestec intră la tocat
încă o dată alături de carne. Și nu e bine să-l punem fierbinte din mai multe motive. Odată că este foarte greu să-l manevrăm și în al doilea rând, țineți cont că în mașina de tocat există niște lame care sunt făcute din oțel. Acel oțel, în contact cu ceva foarte fierbinte, se decălește. Și ne strigăm mașina de tocat pentru 10 minute cât stăm să bem un pahar de bere și să lăsăm să se răcească amestecul nostru. Și vă mai vând un pont pe care l-am învățat tot în Delta, acum 2 ani de zile, cu ocazia unei rețete făcute la Mila 23. Era vorba de o rețetă de borș de pește, la care tovarășul bucătar mi-a zis așa: tot românul pune în ciorbă leuștean, pătrunjel, frunze, cutare, cutare. Pune întâi la fiert cozile tocate pentru că sunt de 1000 de ori mai aromate decât frunzele. Și atunci, ce o să fac? Am tocat pătrunjelul și mărarul verdeața, dar voi toca foarte, foarte fin și cozile. Da? Nu chiar toate așa, să zicem 40-50%, jumătate din ele, și le voi pune și pe acestea în amestecul nostru, da? Uitați, pentru că trecute pe mașina de tocat, ele se rup și nu o să le mai simțim în amestecul nostru final. Un pic de zgomot, așa se întâmplă în bucătărie. Ca amestecul să se facă și în timp ce se toacă, le punem și așa, și așa. Și un pic de cartof, și un pic de pește. Cașcavalul. O să mai adăugăm și un pic de sare și piper și busuioc, pentru că noi practic am pus numai în amestecul pe care l-am pus la prăjit. Dar restul nu are aceste ingrediente și îi trebuie. Cu cât mai multă verdeață, cu atâta mai bine, pentru că o să aibă o savoare fantastică. E cam gata. Oprim și mai îndesăm un pic să vedem ce mai e pe aici. Nu e bine să îndesați cu roata mergând. Nici nu se pune problema să puneți mâna acolo, că deja e o prostie mai mare decât mine. Dar nici lingura de lemn, pentru că o prinde și o sparge. Ia uite-l cum se prinde. Super. Ouăle. La fel ca la orice drob. Cât mai multe ouă, cât mai mult cașcaval. Da, bine, în limitele decenței. Pentru că altfel ne costă drobul mai mult decât toată mâncarea de Paște. Arată. Suntem în fața ultimului pas pentru drobul nostru de pește. Simplu ca bună ziua. Un pic de ulei. Esmecior. Bine, unii ar putea să spună că sunt mai catolic decât papa. Dom'le, pui și ulei și pesmet? Da, fac treaba asta, pentru că pesmetul are și un gust. Bun, deci lăsăm la o parte faptul că nu vreau să se lipească, chestie absolut logică, dar pesmetul îi dă un gust un pic mai bun. Deci de asta pun și ulei și pesmet. Da, și tot la fel cu mâna. Punem drobul peste. Începem drumul către cuptor. Tăviță, frumos. Avem cuptor aici. 150 de grade, 20 de minute. Bine, nu-i problemă că ne uităm la el. Dacă se face mai repede, îl luăm mai repede. Dacă mai trebuie, îl mai lăsăm. Dar eu zic că 20 de minute e mai mult decât de ajuns, pentru că vorbim despre pește. Nu uitați acest lucru. Este foarte important.
Salut, prieteni! Iată că acest început de mai nu aduce numai piatră și ploi. Avem o zi frumoasă și am venit să pescuim pentru rubrica Vinuri de Măcini vă prezintă locuri noi de pescuit. Suntem din nou pe o baltă absolut nouă pentru noi, se numește Fundulea 1. Este un loc foarte, foarte aproape de București. Sunt două variante de a ajunge aici. Cea mai simplă și cea mai la îndemâna tuturor este autostrada către Marea Neagră. La kilometru, 25 este ieșirea către Fundulea, se face stânga și din comuna Fundulea există un indicator care te duce în 2 minute pe acest lac, care la prima vedere, sub acest soare superb de primăvară, își arată frumusețea. Este un lac îngrijit, din păcate după atâtea zile de ploaie drumul s-a rupt, însă este destul de bine bătut cu piatră și ține chiar și pentru mașinile de mai mici dimensiuni. După cum puteți vedea, suntem într-un foișor cu masă, băncuțe, locuri de pescuit, sunt destul de multe foișoare. Avem de-a face cu o baltă de 15 hectare, în care, cel puțin în această primă perioadă a anului 2014, au intrat cam 7 tone de pește. Din ce mi-a spus proprietarul bălții, există o gamă extrem de variantă de solzoși, adică discutăm despre crap românesc, salontă, adică așa cum știți și noastră crapă oglindă, caras, există și răpitor, șalău, știucă, novac, chinezesc. Evident, chinezescul și novacul sunt crescuți pentru recoltare, dar dacă, pe o montură cu pufulete sau cu un mehlem mai moale, cu puțin noroc, cei care pescuiesc în asemenea stil pot prinde și un alt fel de pește. Noi, așa cum deja v-am obișnuit, prindem numai crap sau ne dorim să prindem numai crap și pentru că ne dorim să ne bucurăm cât mai mult de această zi superbă de primăvară, exact cum am venit, am luat 2 lansete, le-am pus câte un boiles pentru că nu aveam nadă făcută și le-am aruncat undeva la vreo, 50-60 de metri în fața noastră, un pic stânga către dig. M-am gândit că zona către dig este o zonă mai liniștită, în stânga mea mai este un loc de pescuit, dar nu este nimeni acolo și atunci cu 2 lansete voi tatona partea din stânga mea și cu celelalte 2 pe care voi pune năditor și evident nadă, mă voi duce în dreapta mea să vedem, este un pescuit de încercare, n-am fost niciodată pe această baltă, nu știu cum se pescuiește, presupun că este o baltă mai populară și atunci să zicem că ar fi cuvântul de ordine porumbul, dar eu nu pescuiesc cu porumb, de exemplu sunt pescari care merg pe vârful cârligului cu bonduel, nu mă interesează așa ceva, dacă voi face și voi face clar 2 monturi pe porumb, voi face cu porumb acela flotant și năditor. Bun, pe cele 2 monturi am încercat 2 variante, una cu solubilă și una cu un snowman mic, un snowman de 14, să vedem dacă pe o baltă la care în mod normal nu se pescuiește cu boilers, reușim să înțepăm vreun mustăcios. Ok, ca aromă am pus pe plumbă o pastă solubilă cu squid octopus și cu o stropeală de cranberry, după care la solubilă am mers tot cu același squid, dar cu căpșună, iar pe bilatare am mers cu o aromă mai puternică, o aromă mai de vară, cu monster crab. Să spunem că dacă, deși nu este neapărat un secret, am luat de acasă, aveam niște pelete cu aromă de squid și le-am pus direct în oală, avem o pungă care s-a rupt și atunci asta a fost să fie, deci practic plecăm cu una de noastră de astăzi, cu o primă bază din pelete de squid. Bun, ne-a mai rămas ceva de la nada făcută în delta Dunării acum nicio săptămână, vom pune cam, 600 de grame de TTX cu betaină, la fel ca și atunci și acum nu las la înmuiat. Ne grăbim un pic și n-are sens să stau să aștept foarte mult. Avem un amestec de nădire, apă rece cu insecte și libelule. Observați că apa este încă rece, nu este gheață cum era acum o lună, însă ploile din ultimul timp au menținut-o la o temperatură de, să zicem, 12-14 grade. Deci este o apă încă rocoroasă, o apă în care peștele începe să se hrănească și o aromă de libelule, de carne, este recomandat. Mai am, ca să completez în cazul în care mai am nevoie, o pungă de ground bite și la mare nevoie
mai am și un tango roșu pe care totdeauna eu am 2-3 pungi de amestec de nădire pe care le țin în mașină în cazul în care am nevoie să nu rămân cu amestecul foarte lichid. Bun, am o cutie de porumb, da? Porumb alimentar, o să pun pe toată. Ca de obicei, voi face un amestec mai lichid, un amestec care să lucreze foarte, foarte repede, pentru că nu arunc foarte departe, deci nu trebuie să stea foarte bine pe momitor. Nu forțez lansetele și atunci nu există pericolul ca în aruncare să-mi fugă nada de pe năditor. Deci e mai important pentru mine și pentru dumneavoastră în momentul în care pescuiți să ajungă nada, în momentul în care lovește apa, să înceapă să se desfacă, să lucreze din secunda 2. Pentru că, practic, cu cât stă mai mult în apă, cu atât e mai rău pentru noi. CSL-ul de rigoare pe care l-am aditivat cu țuică. Și laptele de porumb, liant și aromă. Toate aceste rețete pe care le-am făcut atât în acest început de an, cât și în anii trecuți, le găsiți pe site-ul nostru la adresa www.mincinoșii.ro. Este un site unde găsiți foarte multe informații despre pescuitul din România, la toate tipurile de pești, informații despre nade, despre locuri de pescuit, despre abordări și tipuri de pescuit. Deci puteți să intrați acolo ca să aflați mai multe amănunte despre pescuitul atât la crab cât și la răpitor sau la pești pașnici în general. Găsiți toate emisiunile noastre, cel puțin din acest an, sunt puse acolo. În cazul în care le pierdeți la televizor, le puteți vedea pe site. Și este mai simplu, cu un creion și o hârtie în mână, să vă notați nadele, să vedeți exact ce facem în funcție de anotimpul în care suntem. Pentru că multă lume mă întreabă, dăm și mie o rețetă de apă rece, dăm și mie o rețetă pe bază de strawberry, de căpșună, dăm și mie o rețetă pe bază de aromă de carne mai puternică, de scuit, de scoică. N-are sens de fiecare dată să mă apuc să scriu. Și atunci cel mai simplu e pentru noastră să vedeți în funcție de luni ce am făcut, ce am folosit, pentru că aproape la fiecare partidă fac câte un fel de nadă. Uneori seamănă între ele, alteori au ceva puțin diferit și poate că acel ceva diferit face diferența dintre o partidă bună, una medie și una mediocră sau chiar slabă pe o anumită baltă. Bun. Gata cu vorbora aia, să amestecăm și să începem să pescuim. Iată, nada se leagă. Am să ridic un pic deasupra găleții, că lumina asta verde păcălește. Semințe, pelete, porumb, o aromă de carne, o aromă care sper eu să-mi aducă câteva capturi frumoase aici pe fundul la 1. O mai lăsăm foarte puțin, 10 minute, își trage toate aromele. TTX-ul va reține mai mult timp aroma în nada noastră și o va elibera pe parcurs, dar oricum vom face un pescuit un pic de viteză astăzi, în ideea în care vom schimba lansetele undeva la 40 de minute, până într-o oră, 40-50 de minute, pentru că trebuie să tatonăm foarte mult în fața noastră. Este o zonă de apă destul de adâncă, 2 metri, 2 metri și jumătate, și trebuie să găsim zonele de trecere ale peștilor, pentru că nu sunt praguri, nu e agățătură, deci nu avem de ce să ne legăm. Trebuie să mergem noi după pește, pentru că e mai greu să chemăm peștele către noi, în condițiile în care avem de stat aici cam 10 ore. Prânzului, am așteptat ceva, n-a fost chiar o așteptare tristă, pentru că am avut o vreme și avem o vreme superbă. Am luat un cărășel pe care nu vi-l arătăm pentru că era prea mic și nu pentru cărășel am venit noi aici. Acum pare că avem un ciortan, a fugit mult în dreapta, nu e un pește foarte mare, dar important e că am punctat, soarele și-a spus cuvântul, ne-am dus un pic cu toate lansetele mai spre malul de vis-a-vis. Am întins și noi antene și am aflat că se pescuiește mult la plantat aici, deci ca atare, conform tradiției pescarului român,
ducem tot un malul de vis-a-vis. Noi nu avem barcă de plantat acum, dar am aruncat până acolo. Chiar n-am avut o problemă și iată că nada și-a făcut treaba și avem și primul drill. Și e important e că am deschis și noi balul într-un final. Prieteni pescari, suntem la finalul zilei de pescuit pe Fundulea 1. O zi absolut superbă din punct de vedere meteorologic și ok din punct de vedere al pescuitului. Suntem, așa cum am spus și la început, pe o baltă nouă. Ne-a fost greu să o deslușim după 3 zile în care a plouat în continuu și a fost o vreme foarte, foarte rece. Azi am avut parte de soare și de căldură, însă apa a fost în continuare rece, iar în zona unde am pescuit noi, la adâncimea de 2,50-3 metri, apa chiar era rece-rece. Lângă noi, pescarii care au venit în stânga și-au făcut treaba, au prins și ciortan, au prins și caras pe monturi destinate pescuitului la caras, pentru că trebuie să spunem că aici este o libertate absolută. Pentru o taxă de 60 de lei pe 12 ore și 100 de lei pe 24 de ore, se pot reține cantități mari de pește, pentru că 10 kg mi se pare o cantitate destul de mare. Noi am reușit să punctăm cu un ciortan de, nu știu, 2 kg și puțin și cu vreo 5-6 carași. Carașii sunt frumoși, peste 250-300 de grame. Cu siguranță vom mai ajunge pe parcursul acestui an la Fundulea 1. Și cu siguranță că acum, cu temele învățate, vom face lucrurile în așa fel încât să vă prezentăm mai mulți pești și, evident, mai mari. Ca de obicei, în ultima perioadă, Vinuri de Măcin vă prezintă locul noi de pescuit. Acesta de astăzi este lacul Fundulea 1. Rămâneți alături de Mincinoșii și de Travel Mix. Pește mare și mult, ca întotdeauna. Thank you.